dragostea este legată întotdeauna de valoare. Sau iubirea este legată întotdeauna de valoare. De ceea ce ții, de ceea ce ție de preț în viața ta. Dumnezeu spune Scriptura că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Cu toate acestea, după căderea omului în păcat, spune Scriptura că noi suntem născuți în păcat. Și salmistul spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Și păcatul acesta și-a pus amprenta asupra istoriei omenirii, de când omul a căzut în păcat. Și va persista până când ne va lua Domnul la el. Pe urmă, Cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem noi ca oameni lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu nu își împarte slava cu un muribund, cu un muritor, cu o țărână. Nu își împarte slava. Slava e Lui, binecuvântat să fie Domnul. Lumea aceasta are un mers. Și va avea un mers. Și spune că după puterea văstucului, în Efeseni, în capitolul 2, versetul 1 și 2, aici unde suntem, spune că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. La un moment dat, toți am avut un mers și am fost încadrați în mersul acesta. Și poate să zicem, Doamne, dar eu sunt din familie de pocăiți și m-am botezat de tânăr. Un mers de acesta are avut o cădere. Dar cel rău lucrează în ziua de astăzi în fiii neascultării. Și lumea aceasta vedem că are un mers. Are un mers. Cu toate acestea, că omul e născut în păcat și că lumea aceasta vedem cât de rea este, așa rea cum este, Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pentru că a iubit-o atâta de mult. Pentru că a avut valoare și are valoare în ochii Lui. Rea cum este ea. Vedem ce se întâmplă. Vedem câte lucruri sunt în jurul nostru. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. Și a dat pe singurul Său Fiu. Pentru că a iubit-o atât de mult și o iubește, slăvit să fie numele Lui. Amin. Vedem că trăim într-o vreme în care totul se bazează pe valoare. În politică, dacă ai valoare și ai susținere, progresezi. În piața imobiliară, dă mașini, dacă vreți, dă locuințe de orice. Pe ce se pune valoare? Pe ce e mai scump. Se pune valoare. Materiala este la fel. Numai că Domnul Iisus Hristos, în Luca, în capitolul 7, dacă nu mă înșel, ne vorbește despre o valoare acolo, atât spirituală, cât și materială. Femeia păcătoasă, de la capitolul 7, pagina Bibliei 97, 36, versetul. Știm cu toți un fariseu și acolo Domnul Iisus Hristos ne explică cum este cu valoarea aceasta, valoarea materială și valoarea spirituală. O femeie păcătoasă din cetate spune că intră la masă acolo la Simon. Și finalul Domnul Iisus Hristos zice, femeia aceasta a iubit mult. I să iartă mult. Adică știu pe ce să pună femeia aceasta păcătoasă. Pe ce să pună valoare. Ce valoare era Domnul Iisus Hristos înaintea ei. Dar îi spune la Simon, băi Simone, fii atent la ce. Îți doi datornici.
unul cu 500 de lei și unul cu 50 de lei. Am care crezi că l-au iubit bă, mai mult pe ăla care iartă datoria? Că l-au iertat la mândră. Păi zice, socotez, zice că ăla cu 500 de lei sau 500 de euro. Cu 50 de euro, dacă ți-i mai dă, ți-i dă, dacă nu, nu. Mă zice, bine ai socotez. Adică valoare, 500 de euro, e normal, nu? E când vorbim despre valoare, sunt două valori în lumea aceasta. Totdeauna să fim atenți la două valori. Este valoarea relativă și valoarea absolută. Alte valori în lumea aceasta nu există. Decât două. Valoarea relativă și valoarea absolută. Valoarea relativă se schimbă după împrejurări, după situații. Ți-ai luat astăzi o mașină și dacă o vinzi pe Soman, nu mai este același preț. Este relativă. Ți-ai luat o casă, indiferent ce ți-ai luat, este relativă. Ea se schimbă după situații, după împrejurări, după vremurile care trăim. Și așa s-au cotit și unii. Viața relativă, viața, valoarea absolută, este valoarea care nu se schimbă niciodată. Valoarea la care nu se poate adăuga nimic, nici nu se poate scoate nimic. Ea rămâne stabilă pentru totdeauna. Aceasta este valoarea absolută. Când vorbim de valoarea relativă, am spus că ea se poate schimba după vremuri și după situații. Și să știți că valoarea aceasta absolută a fost de când e lumea. Asupra lucrurilor materiale și asupra omului. Știți ce valoare? O să ajungem un pic ce valoare avem noi în ziua de astăzi. Dar până atunci aș vrea să citesc. Știți, în Geneza, la un moment dat, îi moare capitolul 23, versetul 24. De când e lumea, valoarea unei bucăți de pământ, a unui lucru, indiferent material sau omului, totdeauna a fost schimbătoare după împrejurări. Asta o dă omenire. Valoarea absolută o să vedem cine o dă. Care nu se schimbă și nu se poate adăuga și nu se poate scoate nimic de la ea. Și spune aici că la un moment dat a murit Sara. Și-o trebuie să-i cumpere o bucată de pământ să o mormânteze. Acum, cât îți răbă? Noi zicem 2 metri pătrați, cât îți face groapă. Dar hai să zicem 10 metri pătrați. Să-i mai fac un gar și nu știu ce. Și spune că pe bucata aia de pământ, în vremea aceea, ca să poți să se mormântezi moarta sau mortul din casă, spune că Avram a plătit 400 de sicli. De arci. Atât a costat o bucată de pământ ca să-ți înmormântezi mortul. Poate pe Sonan costa mai mult sau poate mai puțin, depinde de împrejurări. Asta este valoarea absolută. Pe urmă, știm împrejurarea prin care Iosif ajunge să fie vândut. Știți cu cât a fost vândut Iosif de frață lui? 20 de sicli de argint, spune Scriptura. Cu 20 de sicli de argint. Dar acum, după ce l-au vândut, l-au vândut mai departe la Potifar. Nu mai spune cuvântul lui Dumnezeu cu cât l-au vândut. Dar spune că ei erau negustori. Ce zice? Sunt un negustor rar când se înșală. Sigur că l-au vândut, mai spun. Dar nu l-au vândut cu 20, poate cu 25 sau 30. Adică o valoare relativă, care se schimbă, care nu este aceeași și care nu tăinuiește. Valoarea aceasta se schimbă după împrejurări, după situații. Și de-a lungul timpului valorile acestea s-au schimbat. Și dacă ne uităm în Doi Împărați, sunt niște lucruri cutremurătoare. O zic Naaman. Pe vremea aia, Naaman, el o considera că merge la un medic. Și zice Naaman așa. Știm povestea cum a ajuns ca să știe despre un proroc că era în Israel. Și că dacă ar merge acolo de la slujnică, că dacă ar merge acolo de la fata romă, ar merge acolo, ar fi vindecat. Și el s-a gândit așa, mă, dacă mă duc la un medic să mă vindec, pentru el era un medic, să mă vindec,
trebuie să-i duc ceva. Cum să duce 50 de lei astăzi? Atunci s-a dus în argint, acum în euro. Ia uitați ce spune aici. Versetul 5 cu 5, 393, doi împărați. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat cu el, luând 10 talanți de argint, 6.000 de siclii de aur și 10 haine de schimb. El așa a zis că, bă, dacă mă duc să mă vinde, asta e suma pe care trebuie să o duc. Dacă întoarcem o pagină, prorocul n-a luat nimica, dar bă, pentru ce am făcut eu pe aici și am alergat în stânga și în dreapta? Eu și nu iau nimic, mi se cuvine și mie ceva, o valoare cât de mică. Și Gehazi o să-ți spun, mie mi se cuvine un talant. Unul, o ceruie. Numai ăsta fiind inimos, că a fost bogat, că a putut îngheze și eu îți dau doi. Știm că a fost lovit cu lepră, Gehazi. Dar mă zice, eu nu-l lasă, atâta mi se cuvine mie, că l-am slujit și eu, încoace, încolo, m-am dus înaintea lui. Am făcut. Și spune în versetul 22, tot în 5, și 23. El a răspuns, totul este bine? După ce au fugit Gehazi și au ajuns. Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, o zis ăsta. Și bă, cum să fac să iau și eu ceva, că mie mi se cuvine. Dintre frii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talat de argint și două haine de schimb. Dar pentru ei ce nu? Sau pentru el? Pentru ei ce nu? El le-o frutaște. Dar nu trăim în zilele de astăzi. A fost în România când am plecat, nu știu dacă nu mă înșel, când am plecat în 2000 sau unde la... Am întrebat de o localitate sau de ceva și o să dacă îi dai ceva. Când am oprit mașina. Deci să spune un hotel sau ceva, sau un loc. Adică trăim într-o vreme care totul costă. Naman a zis, fă-mi plăcerea și ia doi talanți. A stăruit de el și a legat doi talanți de argint și doi saci împreună cu două haine de schimb și a pus pe el. Doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Asta e valoarea absolută. Valoarea aceasta absolută, așa este ea. Schimbătoare. Acum, mai este un caz tot în Doi Împărați, în capitolul 15, care îl întâlnim în ziua de astăzi. În viața noastră de zi cu zi. În viața noastră de zi cu zi. Doi Împărați, capitolul 15. De la versetul 17. Menahem, împăratul lui Israel, în al 39-lea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel. Menahem, fiul lui Gabi, a domnit 10 ani la Samaria. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut cât a trăit de la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Ul, împăratul Asiriei, a venit în țară. Și Menahem a dat lui Pul 1.000 de talanți de argint ca să-l ajute să-și întărească domnia. Au zis, pentru-un post. Pentru-un post de împărat, 1.000 de talanți de argint. Păi vă să ajungi acum senator. Păi să dă bani grei, frate! Să dă bani grei să o țină un post de senator. Sau de... Ce mai este pe acolo? Senator și mai știu eu ce, guvernator, deputați, să dau bani grei. Deci în vremea aceea s-au dat 1.000 de talanți de argint ca să își mențină poziția. Pentru funcția de împărat. Doar o 10 ani. Și pentru 10 ani, atât au dat. Așa era în vremea aia, așa se dădea. Și trăim niște vremuri în care se dau și astăzi. Uitați-vă la România, dar așa e aici probabil. Și aici sunt și pe toate țările, că nu le știm noi. Să dau pentru lucrurile astea. Adică valoarea absolută. Valoarea care se schimbă de la o afacere la alta, de la un an la altul. Valoare schimbătoare. Și mergem mai departe să vedem oamenii cum erau. Câtă valoare avea. O făcut cineva un studiu în America și a spus că un om cam valorează 7-8 dolari. Cam atât ai valoarea omului.
când s-a făcut studiul acela. De ce valoare are omul ziua de astăzi? Nimic, mă, fraților! Nu vezi că merg cu mașina cu păsăii ca și cum turchești niște proști? Ca niște proști, că ai merg de aici și până în România și nu le vezi efectiv. Le turtește ca niște proști. Ce valorează oamenii? Nimic! Mor cu suchele în altă țară, în altă parte. Că nu valorează. Atâta valorează oamenii. Nu valorează nimic. Și Amos vorbește despre lucrul acesta extraordinar de frumos. Auziți ce se face pe vremea lui Amos? Capitolul 2, versetul 6. Așa vorbește Domnul pentru trei nelegiuni ale lui Israel, ba pentru patru. Nu-mi schimb hotărârea pentru că au vândut pe cel neprihănit. L-au vândut pe cel neprihănit pentru pe bani și să pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Atâta era valoarea omului absolut relativ atunci. O pereche de încălțăminte, de papuci și îl vindea pe om. Atâta era valoarea omului întregă. Și cel neprihănit, ăla pe bani. Ăla pe bani. Asta era valoarea omului în vremea aceea. Mergem mai departe în Amos. Capitolul 8. Versetul 1. Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată că era un coș cu poame coapte. El a zis. Ce vezi, Amos? Eu am răspuns. Un coș cu poame coapte. Și Domnul mi-a zis. A venit sfârșitul poporului meu, Israel. Nu-l mai pot ierta. Dar de ce? Pentru că valoarea omului scăzuse în ochii omului. Știți că Scriptura spune că frații să trag pe sfoară unul pe altul? Treba valoare. Material. Valoarea relativă e valoarea care ce poate să-ți ia. Nu ce poate să-ți dea. Valoarea absolută este ce să-ți dăruiască, ce să-ți dea. Valoarea relativă e ce poate să-ți ia. În ziua aceea, cântecele templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca tăcere o mulțime de trupuri moarte. Ascultați lucrul acesta voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți, când va trece luna nouă, ca să deschidem grânarele, să micșorăm chefa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Tot ceea ce făceam eu, toate afacerile lor, era în funcție de valoare. Adică să deie mai puțin, ca și cum să vândă un kilogram și să zică că e 700, și să pună 700 de grame. Dar ei să zică cu un kilogram. Adică ce poate să-ți ia de la tine, să-ți iei banii pentru un kilogram. Asta e valoare relativă, schimbătoare. Așa erau oamenii în primele. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint. Păi, săraci, săraci care n-au nimic, să-i folosești, să-i cumperi pe argint. Ați văzut în România cât o valorat un copil al legat în lanțuri. Asta e valoarea omului ziua de astăzi, legat în lanțuri. Pe o săptămână i-a dat 10 lei. 10 lei pe o săptămână. Și dacă îl pui să uite numai către casa ta și dai 10 lei pe o săptămână. Asta e valoarea în care trăim în ziua de astăzi. E valoarea relativă. Pe sărac, pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. Adică le dai la oameni, spui că îi dai grâu și le dai codină. Ca să-ți rămână grâul ție. Dar banii să iei ca pentru grâu. Valori care mereu, mereu se schimbă. Mica, capitolul 7 cu 2. Au zis ce făceau și ăștia. Vai de mine. Citeți și versetul 1. Căci parcă sunt la strângerea pomelor și la strângerea bobițelor după culesul strugurilor. Nu mai este niciun strugure de mâncare. Nici cea de întâi smochină, dorită de sufletul meu. S-a dus omul de bine din țară. Și nu mai este niciun om cinstit printre noi, oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Pentru că noi nu mai avem valoare. Și întindem curse, facem orice.
Pentru că trăim într-o vreme în care valoarea este relativă. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Cârmuitorul cere darul. Adică ăla care conduce, bă, trebuie să dai ceva. Material, orice, dar trebuie să dai ceva. Judecătorul cere plată. Bă, zice, fii atent, te scăp. Nu trăim primurile astea. Mă, te scăp de ce ai făcut. Dar dai ceva, dai ceva, material, ceva. Ca să te scăp. Cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie. Ăla care e în frunche. Nu? Să trăiască bine, să aibă tot în belșug. Și astfel merg mână în mână. Așa e valoarea asta relativă. Merg mână în mână, de rău mai rău. Din rău mai rău, mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Doamne, nu mă lăsă, că l-aș pune mâna pe mărăcine. Și e dar de să fac o lucră mărăcine. Auzi, cel mai bun e ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spin. Da. Ca să vedeți ce valoare au oamenii ăștia. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa se apropie, atunci va fi uluiala lor. Slăviți să fie Domnul. Numai că valoarea omului este alta, fraților. Valoarea omului este absolută. Și este dată de două aspecte. Este dată de creație și de răscumpărare. Binecuvântat și slăvit să fie. Amin. Amin. Știți că și pe Domnul nostru Iisus Hristos a fost o valoare relativă pentru El? L-a vândut cu 30 de argint și cu o sărutare. Dacă citiți acolo în Matei capitolul 26 de la 14 la 15 și Luca 22 la 26. Atât a fost valoarea Domnului Iisus Hristos relativă. 30 de argint. Atât a valorat Domnul Iisus Hristos, acel care avea să ridice păcatul lumii, 30 de argint. În fața lumii, în fața oamenilor, atât a valorat. Dar cel ce are să deie și va da, și a dat valoarea absolută, este alta. Legată de creație și de răscumpărare. Și spune în Geneza, în capitolul 1, versetul 26 și 27, că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fraților, noi am fost creați în cer! Și cum putem să fim altcumva? Ce valoare putem să avem noi? Ce-i creat în cer, ce valoare are? Are o valoare absolută ce a creat Dumnezeu. Ea nu se poate schimba, ea nu se poate adăuga. Și Apostolul Petru vorbește capitolul 1 cu versetul 8 de la 1. Capitolul 1, versetul 1, versetul 18 și 19. Că voi n-ați fost răscumpărați cu aur și cu argint, ci cu sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Valoarea aceasta nu poți să o pui pe un cântar omenesc și să zici atâta valorează. E o valoare absolută. El când ne-a creat acolo în cer, ne-a creat și s-a uitat cu drag la noi. S-a uitat cu drag la creația Lui. Și a zis, asta e creația mea. O iubesc, are valoare în ochii mei. Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Nu știu cât punem noi preț pe valoarea aceasta pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos prin sângele vărsat la Golgota. Dar ar trebui să punem mare, mare valoare. Știți că înaintea lui Dumnezeu, un orb sau un șchiop sau unul care e frumos are aceeași, sau întreg, are aceeași valoare? În ochii lui Dumnezeu are aceeași valoare pentru că e valoarea absolută pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele Lui. Da. Și acum vreau să mergem la un exemplu din Scriptură și luăm pe fratele nostru Iona, că de el se leagă multe tari, de Iona și multe-o făcut Iona.
Și îl trimite Dumnezeu pe Iona și zice la Iona, bă Iona, uite aici. Trebuie să mergi la Ninive, pentru că la oamenii de acolo de Ninive le-am dat 40 de zile să se pocăiască și dacă nu se pocăiesc ei. Și Iona știe povestea că nu merge. Și Iona fuge la altă parte. Și în capitolul 3, cu versetul 1, Dumnezeu îi vorbește de nou și zice, cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Oamenii de Ninive, spune Scriptura, că au crezut, s-au întors la Dumnezeu, numai că Iona s-o mâniat. Iona s-a mâniat și o părută de rău. Și lucrul acesta în capitolul 4 spune, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Și-a vrut și moarte, s-a rugat Domnul. Și Domnul la un moment dat l-a întrebat și a zis, mă Iona, tu bine faci că te mânii. Și Iona a ieșit în cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbraș și a stat sub el până la... va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Și Iona îi spune, dar bine facă mă mântuirea până la moarte. Mă, Iona, uite, îți dau pilda asta cu cucurbetele astea. Ce-ai făcut tu pentru cucurbetele astea? Ce-ai muncit tu că ți-o ținut umbră? Într-o noapte o crescut, ți-o ținut umbră? Urmă s-a uscat. Ce ai făcut tu? Și te-ai supărat că nu mai ai umbră. Și ți-o părut rău. Și ți-o părut rău după el. Iona, eu când mă uit către cetatea aceasta de 120.000 de oameni, sunt creația mea, au valoare în ochii mei, Iona. Eu nu vreau să-i prăpădesc. Iona, tu înțelegi că iubesc? Oamenii aceștia care nu deosebesc stânga de dreapta, sau rău de bine, cu alte cuvinte. Iona, îi iubesc. Sunt creația mea. Au valoare în ochii mei. Curcubetele acesta au avut valoare înaintea ta. Și ți-o părut rău după el. Mie să nu-mi pară rău de 120.000 de oameni. Iona, îi iubesc că sunt eu, i-am creat. Îi iubesc. Și vreau să le dăruiesc adevărata valoare. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amen. Vrea să ne dea adevărata valoare pe care o avem dată de Domnul Iisus Hristos pe dealul Golgotei. Binecuvântat și slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu n-a văzut un rebut în Ninive. N-a văzut un rebut al societății. Cum vede lumea în ziua de astăzi, prin valoarea relativă, un rebut. Tu nu ești cum de nimic, tu nu poți să faci nimic și vei un rebut. Și nu dă-i bani pe tine. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu a lăsat ca valoarea absolută a Lui să ne se manifeste pentru noi, binecuvântat să fie Domnul. V-am mai spus lucrul acesta. Sora Gloria avea o nemărginită durere pentru oamenii care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și ori de câte ori mergea pe stradă, printr-un parc și se plimba și povestea fratele Von Brandt, zice, nu mă opream în loc și zice, pentru mine a fost cea mai mare școală a teologiei. Și se uita câte doi îndreptați, doi bătrâni, sau zice, Doamne, zice, oare ei s-au împăcat cu Dumnezeu? Oare îl cunosc pe Dumnezeu? Oare vor fi mântuiți? Aceasta este valoarea absolută tăziedoară de cel de lângă tine, de semenul tău. Oare îl cunoaște pe Dumnezeu? Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Apocalipsa, capitolul 5, de la versetul 5 la 7. Am mai spus și l-am mai repet.
Am 6 copii prin Harul lui Dumnezeu. Și mai bun, și mai puțin neascultător. Dar nu mi-aș da copilul la moarte. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu care v-ați da copilul la moarte. Pentru lumea aceasta. Pentru o lume de răzvrătiți. Dar pentru că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, așa răi cum am fost, a dat ce a avut mai scump. Și spune aici în Apocalipsa, capitolul 5, de la 5, și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată căleul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecețele. Și la mijloc între scaunul de domnie. Și cele 4 făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Părea junghea și avea 7 corne și 7 ochi. Care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea menului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie care sunt rugăciunile Sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău. Oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Auziți? Cu sângele Lui. Cu sângele Lui i-a răscumpărat, fraților. El este acela care mi-a dat valoarea absolută. Valoarea care cu adevărat o are omenirea aceasta înaintea lui Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. În veci de veci. Știți că în fiecare zi și în fiecare clip a vieții noastre se face o licitație cosmică pentru sufletul meu și al tău. Și pentru sufletul tuturor oamenilor de pe pământ. Se face o licitație cosmică. Și vine cineva și spune, lumea, poți să o câștigi, să o ai toată. Vine satana și zice, îți dau toate împărățiile lumii. Totul spun la picioare. Totul. Să te simți bine. Și vine Domnul Iisus Hristos și zice, îmi dau viața pentru tine. Mi-a dat viața pentru tine. Ca tu să dobândești viața veșnică, să-L vii să fie Domnul. Ce alegi? Și ce aleg? Să câștig toată lumea aceasta? Au fost mulți care au vrut să o câștige. Și când era să pună mâna pe ea, așa a fost și Napoleon, așa a fost și Alexandru Macedon, o scăpat-o pântrăgele. Domnul Iisus Hristos a spus că ce folos să câștigi toată lumea dacă ți-ai pierde sufletul? Adică ți-ai pierde viața veșnică. Ce folos dacă îți pierzi sufletul? Fie-vă frică de ăla care poate să piardă și trupul și sufletul. Și acum aș vrea să vă spun o poveste tare frumoasă, dar vă rog să fiți atenți și să țineți fiecare cuvânt acest buzunarul inimii, că poate începe mai cumva nu așa faină, dar să vedem la sfârșit ce frumos e. Și ce frumos este. Spune că era odată un rege și a avut 4 soții. Și zice, pe prima soție, patra soție, începem de la 4, o iubea foarte mult, cel mai mult. O îmbrăca cu cele mai scumpe haine, îi dădea tot ce îi trebuie, cele mai gustoase mâncări, în cele mai luxoase restaurante, pentru că o iubea cel mai mult. De asemenea, o iubea și patra soție. Ea era cea
cu care se mândrea cel mai mult în fața regatelor vecine. Era împăratul acesta. Totuși, regele trăia cu teamă că într-o zi îl va lăsa pentru altul. Regele o iubea și pe a doua soție. Ea era confidenta lui. Și era întotdeauna drăguță cu el. Era totdeauna cu el. Lângă el, mâna dreaptă, cum ți-a zice. De câte ori regele avea o problemă, putea avea încredere în ea că nu se duce vorba mai departe. Și întotdeauna, în momentele grele, era cu regele. Prima soție a regelui era foarte loială. Și se adusese o mare contribuție în menținerea regatului. Ea era totdeauna pentru pace. Când era război, ea era acolo totdeauna să mențină pacea, să poată să persiste regatul, ca și într-o biserică, de fapt. Să fie totdeauna pace, liniște, ca biserica să propășească. Totuși, el nu iubea. Deși a avut ocazia să facă lucrul acesta, el nu iubea cu adevărat. El de-abia o observa printre alelalte soții. Într-o zi, regele a observat că sfârșitul lui este aproape și o să moară. Se gândi la viața lui plină și spuse: am 4 soții, dar când voi muri, voi fi singur. A început să întrebe pe cea de-a patra soție. Te-am iubit cel mai mult. Ți-am arătat, ți-am dat tot ce a fost mai de preț în lumea aceasta. Acum că mor, nu vrei să vii cu mine și să-mi ții companie? Să nu fiu singur? Nici vorba a fost răspunsul. Și răspunsul a fost ca un cuțit înfipt în inima împăratului, a regelui. Regele a întrebat-o pe a treia soție. Acum că voi muri, aș vrea să vii cu mine și să-mi fii companie, să nu fiu singur. Nu, veni răspunsul, viața e prea frumoasă. Când vei muri, mă voi recăsători. Inima regelui fu străpunsă de răspunsul dat. A venit întrebarea pentru a doua soție. Am găsit înțelegere și ajutorul la tine totdeauna. Și ai fost acolo cu mine în toate problemele grele. Dar acum că mor, n-ai vrea să vii cu mine și să-mi fii companie? Răspunsul a fost: îmi pare foarte rău. Nu te pot ajuta de data aceasta. Te pot doar înmormânta sau veni la mormântul tău. Dar nu te pot urma. Răspunsul a fost un șoc pentru rege. Apoi a auzit ceva, după un timp, o voce. Eu te voi urma oriunde vei merge. Se uită în jur regele și văzu prima soție, care rostise aceste cuvinte. Era atât de slabă, pentru că suferise mult din cauza foamei și a neglijenței pe care i-a arătat-o regele de-a lungul vieții. Atunci regele spusese: trebuia să fiu avut mai multă grijă de tine ori de câte ori am avut ocazia și ocazia am avut. Dar n-am făcut. Acum vă rog să fiți atenți. În realitate noi avem 4 soții. Noi, fiecare dintre noi. A patra soție este trupul. Indiferent cât îl întreținem, indiferent cât îl menajăm, indiferent ce facem cu el, atunci când vom pleca, el nu ne va putea urma.
el se descompune. Nu ne va putea urma. A treia soție este averea noastră pe care o avem și o dobândim în zilele vieții noastre. Dar atunci când murim, nu putem să luăm nimic de aici de viață cu noi. Și ba mai mult, s-ar putea să rămână și la alții, cum spunea Scriptura. Și nu ducem nimic cu noi. A doua soție este familia și prietenii. Lăsăm pe toți cei dragi și scump când murim. Lăsăm copii, lăsăm soție sau soluția lasă soț, vine până la mormânt, până acolo te poate aduce, dar cu tine nu poate veni. Și rămâi tu singur. Și a prima soție este sufletul nostru. Sufletul este acela pe care mereu, mereu îl neglijăm. Sufletul nostru se hrănește cu orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Și sufletul nostru tânjește după părtășia cu Dumnezeu. În sufletul nostru este simțit mereu un gol, că lipsește ceva. Și știți ce lipsește? Lipsește Dumnezeu. Singurul care îl vine cu noi și pe care îl luăm când morim, este sufletul. Sufletul ne urmează oriunde vom pleca. Că vom pleca pentru veșnicie, vom pleca oricum. Veșnicia este și în stânga, veșnicia este și în dreapta. Dar sufletul ne va urma, fraților. Și sufletul acesta, din păcate, este cel mai neglijat în ziua de astăzi. Este cel mai neglijat. La suflet, nu ne ocupăm de suflet și nu mă ocup eu de suflet atât cât mă ocup de trup, de alte lucruri, să ai, de familie, de copii, toate sunt importante, dar sufletul este cel mai important. Și Domnul să ne ajute să punem preț pe sufletul nostru, pentru că Dumnezeu ne-a dat sufletul cu împrumut, fraților. Și într-o zi ne-l cere înapoi. La Ninivene era să-l ceară la toți după 40 de zile. Să le ceară sufletul la toți. Dar pentru că Dumnezeu n-a văzut un reput al societății și a avut valoare în ochii lui Dumnezeu, chiar dacă la Iona nu i-a păsat. Dar ei au avut valoare în ochii lui Dumnezeu, așa valoare absolută, au fost salvați. Doamne ajută-ne cât mai avem timp să ne salvăm sufletul, să nu ne neglijăm. Că este cel mai neglijat și mai batrocorit în ziua de astăzi în societate. Sufletul oamenilor e călcat în picioare. E călcat în picioare. Credeți că lumea de acum e mai bună cumva? Că lumea de acum e mai bună cumva ca și după vremea lui Noe? Nu. Nu e mai bună cu nimic. Pe vremea lui Noe, 120 de ani a predicat Noe și nimeni nu l-a interesat de sufletul lui. Nimeni nu l-a interesat de sufletul lui. Așa este și astăzi, fraților. Se predică mult, se vorbește mult din cuvântul lui Dumnezeu și nu este rău. Dar câți doresc să salveze sufletul? Doamne ajută-ne închei. Și rămân aceste cuvinte ca Dumnezeu să ne ajute să punem preț pe sufletul nostru. Pentru că va veni o zi când Dumnezeu va cere înapoi de la noi. Și cum l-am păstrat și ce am făcut cu el, așa ne va urma. Și așa îl vom avea. Și Domnul să ne ajute ca să punem preț pe valoarea absolută pe care Domnul Iisus Hristos pe cruce ne-a dat-o. Prin sângele Său, binecuvântat și slăvit să fie numele Lui. Amin. Amin.